vârstă de 45, 46, 47 de ani și aflându-se într-o stare depresivă, ia acest medicament care apare ca un leitmotiv pe tot parcursul romanului, acel medicament care produce serotonina și îi dă oarecare stare, de fericire, o stare mai de liniște, însă reversul acestui medicament ne anunță chiar de la început este dispariția antidoului și impotența. Nu știm dacă se întâmplă chiar acest lucru cu eroul nostru, însă el se hotărăște să-și organizeze dispariția. Mai știu un alt mare scriitor, l-am publicat cu acest roman acum 4 ani în selecția Raftului Inței. E vorba de Alessandro Baricco cu capodopera lui Mr. Queen, în care, în alter ego al scriitorului, își organiza de asemenea dispariția. Însă modul în care își dispar cei doi și revin în viața reală este complet diferit. Aici avem de-a face cu politică, aici avem de-a face cu punctele nevralgice ale corectitudinii politice, ale mondializării și efectele asupra micului producător. Avem de-a face cu efectele întregului bombardament al disoluției vieții sociale actuale asupra omului comun. Permiteți-mi să-i dau cuvântul lui Sever Voină.